Salariul minim european ar putea fi aplicat și în România. Schimbarea ar putea veni chiar în acest an, iar la Ministerul Muncii au loc deja discuții în această direcție. Salariul minim european se va calcula în funcție de veniturile medii din fiecare țară. Momentan sunt luate în calcul trei variante în care salariul minim ar putea fi aplicat. La Ministerul Muncii dezbaterile sunt în plină desfășurare și se lucrează deja la formula de calcul care va fi folosită pentru creșterea salariului vine cu trei formule și urmează ca în consultare cu partenerii sociali să alegem una dintre formule pentru a fi introdusă într o lege și astfel ca directiva să fie transpusă până la finalul acestui an. Cel mai probabil se va merge pe varianta de 50% din salariul mediu, dar cele trei variante la care lucrăm în momentul de față sunt mult mai complexe și țin cont și de alți indicatori, a explicat secretarul de stat în Ministerul Muncii. Diferența este însă faptul că Uniunea Europeană vrea să stabilească un salariu minim european, care nu va avea însă aceeași valoare în toate țările. Salariul minim european va fi calculat în funcție de veniturile medii din fiecare țară. El va fi stabilit la 50% din salariul mediu național, estimat la 7600 de lei în 2024. În România, câștigul salarial mediu brut ajunge la suma de 6400 de lei, adică 3974 de lei valoare netă, cât privește în mână angajatul. O primă variantă ar fi ca venitul minim european să fie determinat în funcție de. De coșul de consum zilnic pentru un trai decent, iar atunci venitul net minim garantat în România ar trebui să fie mai mare cu cel puțin 800 de lei net. O altă variantă ar fi dacă venitul minim garantat în țara noastră s-ar calcula având la bază echivalentul la 50% din câștigul mediu brut pe economie. În această situație, decalajul s-ar majora cu încă aproximativ 500 de lei net, astfel venitul minim garantat în România ar trebui să crească cu aproximativ 1300 de lei. Cea de treia variantă reprezintă o propunere din partea Institutului Național de Statistică și anume ca salariul minim brut să fie ajustat în funcție de rata inflației. Pe acest principiu la o inflație de 7%, salariul ar crește cu minim 200 de lei în acest an. Ca o privire de ansamblu, pentru a ne da seama unde ne situăm în acest moment, în multe țări, mai ales cele din Estul și Sudul Europei, mai exact jumătate din statele membre UE printre care Bulgaria, România, Grecia și Portugalia, regăsim salarii minime brute sub 1000 de euro. În Slovenia și Spania salariile minime depășesc ușor 1000 de euro pe lună. La polul opus putem vorbi și de state membre ale Uniunii Europene care au salarii minime peste 1500 de euro pe lună. Este cazul țărilor din zona de vest precum Franța, Germania, Belgia, Olanda, Irlanda și Luxemburg. Cu toate acestea, există și țări europene care lasă piața să regleze lefurile și nu au salariu minim, așa cum se întâmplă în Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia.